Pastore uh, Vali, prima întrebare pe care vi-o adresez în seara aceasta este una de natură personală. Când uh, ați plecat dumneavoastră din țară în Statele Unite? Anul 2005, noiembrie 24. Aproape 20 de ani? Da. Au trecut repede, au trecut, uh, nu știu, greu. Cum catalogați timpul? Așa ăsta? cum trec 20 de ani, și cu repede, <laughs> și cu greu, una dintre părțile frumoase ale acestei perioade a fost că, prin harul Domnului și prin înțelepciunea acestei biserici, Loma Linda, am putut să țin întotdeauna legătura cu lucrarea lui Dumnezeu. În fiecare an, Biserica de aici mi-a aprobat. Efectiv, mi-a aprobat două deplasări în țară. A zis, poți să lipsești pentru două evangelizări. Una în primăvară, și una în toamnă. Și asta a fost oarecum răsplata unei dorințe profunde de a întâlni oameni, de a lucra cu ei și de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. E un mare dar lucrul acesta. Ne bucurăm mult că... Ați primit îngăduință și pentru ocaziile acestea. Și cred că cu, cu tărie că lucrarea Domnului se face prin lucrători ca dumneavoastră. Aici aș vrea să adaug un lucru, cred că l-am spus și ieri, vreau să-l mai spun și astăzi. Planul nostru a fost mult mai simplu, așa cum știe fratele Costi. Faptul că mă aflu aici, în studioul nostru, puțin mai bine decât ne-am așteptat la început, se datorează unei surprize pe care media mi-a făcut-o în momentul în care sâmbătă a zis dar haideți să facem mai mult, să facem pentru cei din Cuza Vodă un cadru de prezentare mai special, ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie mai clar prezentat. Din cauza aceasta sunt în acest studio, din cauza asta sunt la cravat în timp ce dumneavoastră sunteți mai casual. Să nu, vă rog din suflet să nu simțiți lucrul acesta ca fiind o barieră și nici măcar ca fiind o ținută de distanță. Și este o situație în care, sfătuindu-mă chiar și cu fratele Costi, dânsul mi-a zis, sunteți într-o condiție de studiou, Prezentați-vă mai departe ca într-o condiție de studio. Considerați-mă aproape cu sufletul la dumneavoastră, la gura sobei, chiar dacă sunt aici mai departe de dumneavoastră. Apreciem mult uh, cuvintele dumneavoastră și sunt sigur că cu toții simțim uh, apropierea sufletească, chiar dacă distanța ne desparte. Știm că avem uh, același motiv pentru care suntem aici, să cunoaștem voia Domnului în viața noastră. Prima întrebare pe care doresc să vi-o adresez, din partea uh, unora dintre cei care ne urmăresc, sună în felul următor. Biblia spune foarte clar în Apocalipsa 21 cu 8 că cei fricoși nu vor fi mântuiți. Dacă privim cu teamă vremurile ce vor veni, ar trebui să ne punem semne de întrebare? Și eu mi-am pus întrebarea aceasta în legătură cu mine. E justificată? M-am întrebat, fac parte dintre cei fricoși sau fac parte dintre cei curajoși? Răspunsul este în legătură cu mine, nu știu. Dar un al doilea răspuns pe care aș îndrăzni să-l dau în momentul ăsta este că, în momentul în care am cercetat Cuvântul lui Dumnezeu, am descoperit un lucru fantastic și anume. Că Dumnezeu îmi spune că trebuie să-mi fie frică de un singur lucru, de păcat și de consecințele lui. În momentul în care rămân sub păcat, Dumnezeu se manifestă ca un factor mistuitor, foc mistuitor. Iar oamenilor, în general, ideea unui Dumnezeu sfânt le stârnește teamă datorită păcatului sau stării mele. De revoltă împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este starea de frică condamnată în Sfânta Scriptură, atunci când spune cei fricoși nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Mai este o a doua calitate a temerii, așa numită frică de Domnul, care descoperă în Dumnezeu acea putere care este în afara Universului, care conține sau deține controlul întregului Univers. Eu știu, înțelegerea lui Dumnezeu în termenii măreției, nu se poate ca într-un om cu bun simț să nu declanșeze un sentiment de. eu știu, de smerenie, de umilință, de supunere, care este baza înțelepciunii. Căci frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Între cele două, deci. N-ar trebui să confundăm. Ar trebui să pornim cu o, o, o cercetare a relației mele de neprihănire. În ce măsură am primit neprihănirea lui Isus Hristos? În ce măsură sunt îmbrăcat cu îndreptățirea lui? În ce măsură sunt primit, sunt numit fiu, aparțin de Dumnezeu? Și din momentul acela sunt membru al împărăției cerești? Vorba lui Pavel cetățeni împreună cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Și pornind de aici încolo, nu există nimic care să ne oprească. De aici încolo, omul lui Dumnezeu este curajos prin definiție. Apostolul Pavel spune mai mult decât biruitor prin cel ce am biruit totul. Apostolul Pavel spune că el nu cunoaște altceva decât bucuria în Domnul când mă uit la roadele Duhului Sfânt, acolo am dragoste, bucurie, pace, nici urmă de teamă. Așezați-vă în mâna lui Dumnezeu și des ar zgudui pământul, des ar, eu știu, prăbuși munții în inima mărilor. Este un loc al păcii care nu se clatină. Acesta este Dumnezeu. Acolo vă dau întâlnire tuturor, pe locul acela al păcii pe care nimeni nu ne-o poate lua. Mulțumim pentru încurajarea aceasta, și o uh, următoarea întrebare sună așa. Doctrina naturii umane uh, este. Despărțirea dintre trup și suflare de viață, devin împreună acestea suflet viu și nu pot coexista separat. Am întâlnit, spune cel care adresează întrebarea, că omul este trup și suflare de viață de la Dumnezeu și că, spre deosebire de animale, mai avem un Duh al Omului, dar care, de asemenea, nu poate coexista fără celelalte. Și aceasta, din urmă, aplică o nouă teorie a Duhului Omului, în care îi dau o importanță aparte. Cum stau lucrurile cu privire la natura umană și cu privire la uh, atitudinea aceasta sau uh, uh, completarea aceasta între suflare, trup și suflet viu? Care este adevărul scripturii? Frații mei, e o mare problemă atunci când folosești dicționarul limbii române uh, cu referire la scriptură. Regula fundamentală a Scripturii spune că Biblia este propriul ei interpret. Dacă eu mă voi duce la Dex în momentul acesta și voi căuta ce înseamnă suflet, s-ar putea să găsiți acolo exemple luate din mitologia universală, din poezie, din artă, care nu au nimic de a face cu Sfânta Scriptură. Din cauza asta, când folosim un termen Vă rog frumos să-i căutați începutul în scriptură. Ca urmare, voi face același lucru. Mă voi uita în Sfânta Scriptură unde apare pentru prima dată nume, uh, cuvântul de suflet și îl voi găsi în Geneza, acolo unde spune că Dumnezeu a luat sârâna pământului, a plămădit pe om din sârâna pământului, i-a suflat suflare de viață, ceea ce înseamnă viață în năr, și astfel omul a devenit un suflet viu. Începând din momentul acesta, acesta este sensul termenului suflet folosit în gândirea ebraică. Noi am moștenit în limba română ceva din aceasta atunci când bunicul meu, spre exemplu, spunea Am mai trecut azi un suflet prin plai. Plaiul era vârful muntelui la noi, în Bumbești, și când spunea am mai trecut un suflet, el spunea, a mai trecut un om prin plai. Omul nu are suflet în condițiile acestea, ci omul este suflet în aceste condiții. Și pentru a observa oarecum continuitatea gândirii ebraice și faptul că Scriptura merge în varianta asta, uitați-vă în 1 Petru, capitolul 3, care spune așa, în corabia lui Noe, au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume opt. Sufletele despre care este vorba aici nu se referă la niște entități supramateriale, niște aburi existențiali și așa mai departe care au fost în corabie, ci se referă la familia lui Noe. Opt oameni, opt suflete. Asta este Folosirea fundamentală, de bază a cuvântului suflet în scriptură. Din cauza aceasta, în momentul în care suflarea de viață este luată din ființa umană, cele două sunt despărțite. Suflarea de viață se întoarce la Dumnezeu, iar trupul rămâne țărână. În momentul acela se aplică textul care spune sufletul care păcătuiește va muri. Pentru că dacă nu folosim imaginea și înțelegerea aceasta biblică, atunci vom avea probleme cu ideea că sufletul este o parte supramaterială din om care hălăduiește prin univers la strajina casei sau se duce în altă parte sau se duce într-un loc în care așteaptă acolo, într-un soi de amorțire și așa mai departe. Dar Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu, nu, Sufletul va muri negreșit, cel ce păcătuiește, făcând referire la Ființa Umană în complexitatea ei. Acum, nu știu dacă întrebarea respectivă face trimitere și la Duhul Sfânt, care se referă la natura fundamentală existențială a lui Dumnezeu, care Dumnezeu este Duh, spune Sfânta Scriptură, în cadrul Trinității Domnului Iisus Hristos, luând ulterior trup omenesc, fiind legat cu noi, Tatăl fiind într-o natură necunoscută la tronul lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt fiind totdeauna într-o natură sau stare existențială Spirituală, supramaterială, care nu cunoaște spațiu, nici timpul și care poate să fie prezent peste tot în Universul acesta, având o natură de sinteză, strângând toate lucrurile în Univers, fiind prezent Duhul Sfânt la creațiune, fiind prezent în răscumpărare, fiind prezent în nașterea domnului Isus Hristos din fecioara Maria, fiind prezent în învierea domnului Isus Hristos în momentul în care a fost înviat tot prin Duhul Sfânt și așa mai departe. Acest Duh Sfânt nu trebuie să fie niciodată confundat cu sufletul sau cu duhul despre care noi îl găsim ulterior în Sfânta Scriptură. Putem vorbi puțin și despre modul în care Pavel folosește cuvântul de suflet sau de duh în manieră grecească oarecum, în momentul în care are de-a face cu neamurile, dar asta este o altă, o altă abordare în care Pavel vrea să folosească uh, gândirea greacă de data aceasta, nu gândirea, gândirea ebraică, și să le unească împreună în procesul mântuirii. Adică uh, Apostolul Pavel uh, folosește și ideea aceasta uh, Dumnezeu vă va sfinți Duhul vostru, Trupul vostru și Sufletul vostru. Și aici trebuie oarecum înțelese lucrurile din punct de vedere al gândirii al gândirii grecești în varianta sau în perspectiva asta a analizei calităților umane de a gândi de a simți, de a se raporta la ceilalți. Dar toate această, sau această analiză paulină, nu are nimic de a face cu funcția existențială, cu modul în care, Dumnezeu, în care omul există. Când vorbim existențial, din punct de vedere al Scripturii, mă voi referi și mă voi întoarce exact la gândirea ebraică din Geneza, gândirea ebraică a lui Petru, gândirea ebraică a Vechiului Testament și a Noului Testament, care face omul o, o entitate, o unitate, formată din parte materială, trup, suflarea de viață sau viața pornită de la Dumnezeu, care împreună formează ființa umană sau sufletul. Mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră atât de elaborat și uh, suntem convinși că... Uh, Ceea ce dumneavoastră ne-ați transmis cântărește destul de mult în felul în care ar trebui să privim cu adevărat perspectiva aceasta asupra ființei umane. Încă o dată, răspunsul meu nu este exhaustiv. Este doar o, o direcție, urmând ca cel ce așteaptă răspunsul să continue mai departe. Căutările, ceretarea. da. Sigur trepare spune așa, dacă greșim cuiva fără ca acea persoană să știe este suficient să cerem iertare din partea Domnului și să nu mai păcătuim fără a-i spune persoane în cauză, rog argumentare biblică. Um, rezolvarea problemei greșelii sau a păcatului este importantă. Dacă înțeleg bine, am greșit cuiva fără ca el să știe. Exact. Dacă greșeala mea nu i-a adus niciun fel de pagubă, spre exemplu, am gândit ceva rău în mintea mea, nu-mi vine un alt exemplu. Atunci, roagă lui Dumnezeu pentru ca să ierți. Adică să, să fie iertat. Dacă ai vorbit de rău persoana respectivă față de o altă persoană, fără ca persoana în cauză să afle că tu ai vorbit-o de rău, nu e nevoie să mergi să îi spui că ai vorbit-o de rău, dar este absolută nevoie să mergi la persoana care ai vorbit-o de rău, cu care ai vorbit și să-ți ceri iertare și să rogi să înghețe totul și să-l îngroape acolo. Cazul 3. În cazul în care s-a întâmplat să-i greșești cuiva și l-ai păgubit, dar el nu știe că tu ești cel care a produs paguba, nu, nu scriptura, din câte înțeleg eu, nu-ți cere să te duci să-i spui neapărat eu ți-am produs paguba, dar îți cere neapărat să te duci, să dai înapoi lucrul cu care l-ai păgubit. Adică îndreaptă paguba, nu lăsa pe omul respectiv păgubit. Sunt situații în care mărturisirea creează complicații destul de mari. Nu vreau să intru aici. Dacă însă l-ai păgubit și eu știu, rezolvarea problemei cere ca să te confrunți cu persoana respectivă, du-te și mărturisește între tine și el așa cum Dumnezeu își cere. Deci este cuvântul lui Dumnezeu care spune la un moment dat, dacă ți aduce aminte în drum spre altar, că are cineva ceva cu tine, dacă vrei să ți se primească darul, atunci du-te, împacă -te cu el, rezolvă problema, lasă-ți darul acolo la altar, nici măcar nu adu jerfa, lasă-l acolo la altar, du-te, împacă -te cu el și pormă, du-te și aduci jerfa. Astfel încât această rezolvare a problemei este condiționată. Până și în rugăciunea Tatăl nostru se spune, iartă-ne cum și noi iertăm. Mulțumesc! Mergem spre următoarea întrebare aceasta sună în felul următor unde am putea localiza templul lui Dumnezeu astăzi Da. se folosește și o citare din scriptură așezându-se în templul lui Dumnezeu și tându-se drept Dumnezeu cu referire la Lucifer întrebarea necesită precizări care nu sunt acolo este vorba de templul pământesc, templul, eu știu, lui Solomon, templul lui Rod, vorbim despre un templu istoric sau este vorba de ceea ce Sfânta Scriptură amintește și anume că templul lui Moise sau tabernacolul lui Moise precum și templul lui Solomon toate au fost făcute după un chip sau după un model care a fost arătat de Dumnezeu acestor persoane și care ne vorbește despre un templu al lui Dumnezeu care se află la nivel cosmic, undeva la tronul lui Dumnezeu și care cuprinde în sine elementele de mare luptă între Dumnezeu și Satana și de mântuire a ființei umane. Dacă ne referim la prima situație, trebuie să întrebăm arheologia. Dacă ne referim la a doua situație, atunci trebuie să întrebăm Sfânta Scriptură, iar Cuvântul lui Dumnezeu atât ne spune că templul lui Dumnezeu este în cer, este la tronul său, că tronul lui Dumnezeu se află în templul lui Dumnezeu, că Marea de Cristal este în templul lui Dumnezeu. Mi se spune de asemenea că uh, prezența lui Dumnezeu este uh, atât de puternică încât uh, El este cel ce umple universul. Ca urmare, într-un multivers, dacă pot vorbi așa, unde spațiul și timpul, elementele noastre de cunoaștere omenească, nu sunt importante, dacă spațiul și timpul nu sunt importante, atunci localizarea este nenecesară. Noi avem de-a face cu realități pe care nu le cunoaștem, nu le stăpânim și care depășesc posibilitățile noastre de imaginație. Din cauza asta, Dumnezeu nu se ocupă să spună tronul meu este în calea lactee, în steaua polară sau dincolo de. Nu. Dumnezeu e deasupra spațiului și timpului, iar lucrările sale sunt de asemenea dincolo de spațiu și timp și ne depășesc. cu amabilitatea dumneavoastră în șapte minute două întrebări. Dacă pământenii nu ar fi păcătuit, ce s-ar fi întâmplat cu satana și îngerii căzuți în păcat? Vedeți, numele de satan înseamnă vrăjmaș. Fiind vrăjmașul declarat al lui Dumnezeu, înțeleg că în spatele acestei realități e un drum destul de lung, de la Luceafăr purtător de lumină de la Lucifer, să ajungă la Satan, schimbarea numelui înseamnă o istorie întreagă cu acțiuni, cu fapte, cu război în spate, nu știu pe ce perioadă și de timp, încă o dată timpul înaintea lui Dumnezeu nu este timpul nostru. Cert este însă că deci, Lucifer a ajuns la un punct iremediabil, de unde nu se mai poate întoarce, este punctul fără întoarcere. Ca urmare, indiferent ce s-ar fi întâmplat, Satan reprezenta la momentul respectiv un vrăjmaș rebut care trebuia să fie dat la o parte. Satan și în condițiile căderii în păcat va fi judecat personal. Cum și în condițiile ipotetice în care pământul n-ar fi căzut în păcat, ar fi fost judecat după faptele lui. Deci, într-o singură vorbă, a Aș zice așa, Satan trebuia să fie judecat și în urma judecății, în dreptul lui, trebuia să se ia o decizie care să uh, distrugă păcatul pe care l-a produs el și al cărui și față de care el era originator sau generator. Cu alte cuvinte, Satan ar fi trebuit să fie distrus împreună cu păcatul pe care l-a produs. Cum s-ar fi întâmplat, nu știu și nu-mi permit să produc scenarii în privința aceasta. Dar cert este că o judecată trebuie să fie, iar pedepsa lui Satan ca fiind producătorul păcatului, de asemenea, trebuie să aibă loc. O întrebare în ocazia aceasta, urmând ca pe celelalte pe care le-am primit să le adresăm în ocazii de viitoare. Cum vor învia și ce se va întâmpla cu oamenii după revenirea Domnului Isus? Și completez cumva: copiii vor rămâne copii bătrânii bătrâni, orbi, orbi, ologi, ologi și așa mai departe? Um, vreau să vă spun că acestea sunt întrebări care pot într-adevăr să ne frământe dar sunt matrice de gândire care nu ne aparțin. Nu țin de noi. Eu nu știu cum va avea loc învierea, știu că se va avea loc prin puterea cuvântului de recreere a lui Dumnezeu și ca urmare condițiile pe care Dumnezeu le va oferi la momentul învierii nu le cunosc. Pot să fie o sumedenie de întrebări, spre exemplu, unde vor încăpea atâția oameni? Ce vor mânca atâția oameni? Cu ce se vor îmbrăca atâția oameni? Tot felul de întrebări de felul acesta. Vreau să vă spun doar că nu e treaba mea. Sunt o mulțime de lucruri pe care nu le știu. Sfânta Scriptură abundă. La un moment dat vom dori să știm cum Domnul Isus Hristos s-a întrupat în, prin Fecioara Maria. Unii încep deja acum să folosească noțiuni științifice pentru a explica clonare, probleme genetice și așa mai departe. Nu mă interesează. Suntem mult prea rudimentari pentru ca să explicăm ceea ce Dumnezeu face. Vreau să vă uh, spun un singur lucru și uh, închei. Este extrem de naiv ceea ce voi spune, dar poate că funcționează. Noi uh, am, avem computerele, cel puțin în mâna noastră, de prin 90 încoace. Și suntem uluiți ceea ce se poate întâmpla la nivel de computer. Nu uitați, Satan a avut computerul de la început. Da? Noi intrăm acum, lucrăm în mediul virtual și așa mai departe, tot felul de, de imagini, inteligență artificială. Nu uitați, Satan a avut acces la inteligența artificială de la început. Toate visele noastre de science fiction sunt la un moment dat rezolvate și realități în cadrul laboratorului lui. Iertați-mi. Termenii extrem de, eu știu, omenești, preomenești. Sau, so, din punctul ăsta de vedere, suntem mici copii. Nu ar trebui să luăm explicațiile noastre, să le așezăm în dreptul unei lumi și unei lupte mult mai mari decât putem înțelege sau gândi noi. Ne depășește. Și lucrul ăsta ne-ar fi de mare folos pentru ca, în final, să ne găsim soluția și ascunderea noastră în Dumnezeu, pentru că altfel nu avem absolut nicio șansă să facem față acestui imens, gigantic rezervor de înțelepciune care este Satan, pe de-o parte. Numai Dumnezeu este cel care ne poate salva în condițiile astea.